fii smart pe energie alături de Energy Kid și ascultă, dar mai ales pune în aplicare sfatul de astăzi. În zilele caniculare, aparatul de aer condiționat se pare cea mai bună invenție, dar mie mi s-a stricat. Deci m-am ales cu un ventilator și un evantai. Vara îți vine să stai doar în preajma aerului condiționat și să-i spui, îți mulțumesc că existi. Însă, ca să fii mulțumit și de factura la electricitate, ar fi bine să fii smart pe energie când vine vorba de aer condiționat. Adică să-ți fie și răcoare, dar să îl și folosești responsabil. Ca să-ți fie bine în casă pe timpul verii, îți pot da câteva sfaturi. Aerisește casa dimineața de vreme sau seara când e mai răcoare. Chiar dacă e frumos să ai casa luminată de soare, e bine să ai cât mai multă umbră pe timpul verii, deci trage draperiile, ca să nu lași soarele să-ți transforme casa într-un cuptor. Înlocuiește aerul condiționat cu ruda lui, ventilatorul, pentru că consumă mai puțin curent. Măcar când și când, așa ca mine acum. Sau răcorește-te cu un evantai. Când folosești totuși aerul condiționat, setează termostatul la o temperatură decentă, cu 5, maxim 8 grade mai puțin decât temperatura de afară. Și nu uita, închide aerul condiționat pe timpul nopții. Oh, cred că a venit instalatorul, mă duc să văd. Sper să mi-l repare, dar o să țin. O să țin cont de aceste sfaturi utile. Bună ziua! Aici! Fii smart pe energie. Powered by Enel.